Republica Moldova și Ucraina s-au deconectat de la sistemul energetic al Rusiei, iar acum țara este alimentată din surse interne. Acest lucru a fost confirmat pentru TV6 de către reprezentanții Ministerului Economiei și cei ai Moldelectrica. Aceștia din urmă au precizat că totul s-a întâmplat în ziua în care a început războiul în Ucraina. Potrivit vicedirectorului de la Moldelectrica, țara noastră și Ucraina și-au sincronizat sistemul energetic pentru o perioadă de 72 de ore, fiind vorba de una de testare. Procedura urma să fie reluată în vară, dar din cauza războiului, statul vecin a renunțat definitiv la curentul rusesc. Prin urmare, spune reprezentantul întreprinderii, Moldova, care se alimenta prin rețelele ucrainene, se bazează acum pe sursele interne. Noi suntem divizați. Divizația asta înseamnă că noi și Ucraina lucrăm într-un bloc. În Ucraina sunt multe centrale electrice. Noi avem două, trei centrale electrice. Deci se ia lumină. Toate centralele lucrează. Și reprezentanții Ministerului Economiei ne-au confirmat că Republica Moldova este deconectată de la sistemul energetic al Rusiei, iar acum utilizează curent din surse interne, circa 40% asigurate de ceturi, iar 60% de centrala electrică de la Cuciurgan, cumpărat cu peste 53 de dolari pentru un megavatoră. Prețul surselor interne achiziționate de la furnizorul central Energocom este de 3,24 lei kW. Totodată, autoritățile precizează că o parte din prețul la energie produsă de Energocom va fi subvenționată. Președintele Maia Sandu a declarat pentru presă că sursa de energie a Moldovei va fi cea de până acum și că racordarea la sistemul energetic european se va face în urma unei decizii a UE. În situația în care va exista o decizie finală a Uniunii Europene, vom face parte din sistemul țărilor europene a energiei electrice. Asta. Noi, în continuare, o să cumpărăm energie electrică de unde am cumpărat. Participarea la un sistem sau altul vine pentru a balansa consumul și noi am balansat până acum consumul cu Ucraina și în continuare vom face acest lucru. În perioada 24-26 februarie, Moldova și Ucraina s-au deconectat de la sistemul energetic ruso-belarus și au funcționat în regim izolat.